Ultima dată când am încercat să vorbesc cu ei, mama la telefon m-a făcut în toate felurile. Și atât... De ce? Nu știu, asta e că nu, eu nu știu. Cu ce ai greșit tu? Nu știu. Nu știu că... Inclusiv când am povestit cu ea, eu trebuie să mergem la notar să facem niște acte. Așa îmi spunea de zici că fac un lucru greșit, că le iau pe surorile mele și că vreau să le ofer o viață mai bună. Și nu știu. Dar poate e frustrată că tu o să le oferi ceea ce n-am putut să le oferi niciodată. Poate. De-aia eu nu înțeleg. Eu când am vorbit cu ea, își vărsa duhul. Plângeai pe material și spuneai că ai cerșit. Da. Acela a fost cel mai greu moment din viața ta? Da. Sincer, da. Pentru că cred că asta le-am spus la fete după ce am aflat. S-a întâmplat o întâmplare când eram în Gherla. Noi stăteam lângă un cimitir ceva și eram la colțul cimitirului și era un cuplu care a venit să-mi lase bani și se uitau la mine. Nu știu cum să vă explic. O milă mai mare în ochii oamenilor ăia și un dispreț mai mare n-am simțit în viața mea. Și spuneam că tot ce-mi doresc este ca acel cuplu care oricum nu i-aș cunoaște în viața asta, să mă vadă ce am devenit astăzi. Și să nu mă mai vadă fetița aia de acolo și să mă vadă pe mine. Ce-ți cumpărai cu banii pe care îi strângeai din ceași? Nimica, îi dădeam la mama mea și la tatăl meu vitreg. Dacă nu aveam bani, era grav. Ce făcea cu banii, mama? Căuturi. Toate ce nu trebuie. Și în momentul în care eu sau sora mea nu ne duceam acasă cu bani, nu eram eu cea bătută, era sora mea. O bătea? În fața mea, da. Dar și în ziua de astăzi, când i-am amintit mamei mele, a, nu e adevărat. Și eu știu că eram acolo, adică... Mama ta vitregă? Nu, mama mea, mama. O bătea pe sora mea. Mama ta v-a trimis la cerșit? Da. Ea și cu tatăl meu vitreg, că ei erau împreună. Ea nu a fost împreună cu tatăl meu real mult timp. Dar ea ce făcea cât timp tu cerșeai la colțul? Stătea acasă, că atâta face. Stă acasă, bea, atâta. Ea niciodată nu a avut un loc de muncă, niciodată nu a lucrat ceva. Gen, e acel tip de om care doar așteaptă de la oameni să primească. Dar tatăl tău real? Da. Ai spus că n-ai vorbit de multă vreme cu el. Tatii meu, real, a murit când eu aveam vreo 14-15 ani. Dacă tatăl meu ar fi fost în viață, eu n-aș fi fost aici, eu n-aș fi ajuns în Anglia, n-aș fi trecut prin atâtea. El te ajuta când trăia? Nu pot să zic că m-a ajutat, dar venea tot timpul și ne vizita la centru, ne lăsa bănuți și tot timpul avea grijă aceasta, cum știa el, la momentul respectiv de noi. Și atunci nu cred că aș mai fi fost în situații, pusă în situații atât de dificile dacă... Dar mama, te mai sună? Nu. Măcar să-ți reproșeze lucruri. Tu spui că îți reproșează foarte multe lucruri. Când am vorbit cu ea, da. N-am vorbit cu ea de anul trecut din august. Gen, nici nu știu ce dată e astăzi, dar undeva acum un an le-am luat pe fete în Anglia. Și atunci a fost ultima dată când am vorbit cu ea, pentru că aveam nevoie să facem actele pentru tribunal, ca să le pot lua pe fete. Iar pe Grisica. Pe tu ți-ar trebui, nu? Păi nu, pe tine. Da. Hai, Ial, ca să râdem după aia de el. Hai, Ial, de Ial, pe tu. Hai, de Ial, ca să râdem de el. Ia uite, râde de Renica. Iasmina! Vai, mama! Hai, Iasmina, hai. Atitudine!
Bravo! Marduțu! Ai încurcat-o! Da. Vă pare rău când pleacă câte o fată din casă? Sincer. Da. Da. Se așa. Că ne atașăm. Depinde dacă apucăm să ne atașăm. Nu, da. Dacă ar pleca una dintre noi... Nu, sincer. Da. Așa. Da. Că pentru că nu mai n-am, dacă n-am pleca... atașat de nicio fată. De... N-am păi stați așa. No. De Elena nu v-a părut rău. Nu. Ba da. Dar nu. Mi-a părut. De ce să nu-mi pară? Nu. De Diana? Da, și de Diana. Ai, Gianina? Da, pentru că fiecare fată vrea să rămână aici și oarecum... Dar nu e vorba de asta, e vorba de ce-ți pare ție. Mie mi-ar părea rău dacă ar pleca Ile, rău. Dacă ar pleca Alina, dacă ar pleca mie vreo de toate fetele îmi pare rău. Mie mi-ar părea mult mai rău dacă am plecat vreuna noi, dintre noi, noi decât da, cea care vine nouă. Dar nu e nouă și... Na, bun, fiți atente. Ideea este că fetele, toate cele care au plecat, n-au avut șansa să fie votate, protejate de public. Pentru că nu erau pe site. De aceea vă întreb eu dacă vă pare rău sau nu. De Diana, pentru că se întoarce. Se întoarce Diana. Ce cauți, Radule, aici? Am venit cu Antonia să conduc pe drumul iubirii. Oh, vreți să se întoarcă Diana? Nu s-a întors Diana, dar a venit Antonia. Bine ai venit în casa Puterea Dragostei. Salut! Du-te la tine în casă. N-ai drepturi mai multe decât ceilalți, fugi. Da, ei au încălcat regulamentul. Du-te, măi, du-te, du-te, da, Antonia! Regulamentul. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Poți să pun asta aici? Da, te rog, așează-ți fotografia oriunde dorești. Alătură-te. Eu vorbeam cu fetele. Ai grijă la Ile, că ai manipulat. Du-te, ieși, te rog frumos. Bună! Bună! Antonia! Nu-și doresc să te salute, se pare, fetelor! Adriana, nu, nu sunt primitoare deloc! Nu! Ile îmi pare bine! Antonia! Adelina, colega ta, nu e fericită atunci când vine cineva în casă, adică e... Antonia! Care bine! Dar e fericită când pleacă cineva, așează-te, te rog frumos, Antonia! Nu! Hai, stați un pic, să treacă vreo 2-3 zile să vedeți ce vă pune Antonia la punct! Nu cred! Cum te-au primit băieții? Super! Cum da, ai dansat? Bine, cu Duțu. Îți place de Duțu? Da, e ok. Adică fizic, acum nu știu. Nu de alta, dar el o place pe Iasmina, cel puțin asta declară. Am auzit, mi-au spus, spus băieții după. Poți dansezi liniștită. Ah, hai să facem conexiunea cu băieții, fiți atente. Nu sunt geloasă, am spus. Duțu! Da? Ce faci? Ai în vizor două blonde? Domnișoara Cristina, dacă fata m-a invitat la dans și m-a pus în topul ei, am zis că să nu refuz. Și când a dar fost... mi se pare corect. Domnișoara Cristina, când a fost întrebat Duțu, i-am spus eu, bă, dar tu nu ești în cunoaștere cu Iasmina? Și a spus, sunt în cunoaștere și cu Iasmina. Și am zis, ok. Păi, și da. Ei, uite ce cadru frumos. Te găsiști tu să comentezi. Da. Măi, Radu, te rog frumos, atenție la limbaj. Vezi că te-am mai auzit astăzi. E invidios, domnișoara Cristina. De ce? De ce e invidios? Pentru că aș se aștepta ca să-l pună pe el. Așa, și când colo te-a pus pe tine, ce da, ai de gând să faci? Și aștepta, cred că să le ia pe el la dans, nu știu ce aștepta. Ce ai, mă... Fiduțule, ce ai de gând să faci? Pentru că ești în cunoaștere și cu Iasmina, așa cum păi... afirm tu. Da, domnișoara Cristina. Și? Da, după cum știți, Iasmina a ieșit recent dintr-o relație. Așa. Și nu vreau să fiu un pansament pentru ea, adică exact. Vreau să o cunosc mai mult. O dai la întors! Sunt... Nu. Ba da, te-ai folosit de aia. Domnișoara Cristina, acum... Termină, bă! Ce-a stabilit? Anunțați-ne și pe noi acum și pe cei de acasă. Domnișoara Cristina, aș putea să profit mai mult pentru că ea e în situația de genul că... E profitor. Ai, mă, termină. Lasă-l și concentrează-te la noi. Aș putea, aș putea să profit mai mult de situație pentru că ea e despărțită recent și... Nu aș vrea să fiu un pansament, cum am și spus. Păi și Antonia, exact, adică da, vreau să o cunosc mai mult. Ea ar trebui, ea ar putea să profite de tine, nu tu de ea. Ba iar, da, no. Pentru că în momentul dacă ar vrea, ea ar putea. Bă, omule, no. Ea, atunci în momentul ăsta ar putea să faci mult mai rapid către mine, înțeles? Înțelegi? Adică, înțeles că vorbeau amândoi în timp ce tu vorbeai cu ei. Da. În momentul de față, având în vedere că sunt ieșită dintr-o relație foarte recent, sunt mai vulnerabilă. Okay. El dacă ar fi făcut pași așa foarte rapid către mine, s-ar fi putut interpreta că profită de situație și... Tu puteai să profiți de el, nu el de tine. No, pentru că stând cu el, putea să fie pansamentul tău, da? Și te folosești de el până strec toate sentimentele față de iubitul tău, înțelegi? Deci tu nu, no, vezi că
o femeie, de tine. O femeie când e rănită și întâlnește un bărbat. Oricum el nu știe. O să intri sub pielea ei mai ușor, da? Dar tu nu ești bărbat bun. Dar tu nu știi pentru că tu n-ai avut femeie. Ba da, Duțu este un bărbat bun. A, pe care la eu ce? Îi apreciez, da, și îl respect foarte mult și un bărbat care cu care eu am vorbit. Cu care nu aș face nicio relație, un numitor comun și eu sunt aici și el poate să mă cunoască, dar nu să mă cunoască. Uite, a venit Antonia. Uite, Antonia, da. Ea, adică este top blondă, suntem în același stil. Adică... Ia să vedem, Antonia, în afară de Duțu, ai mai pus ochii pe cineva? Nu știu cum îi cheamă, pe toți. Da. A pus pe toți. Nu știu, descriem dacă ai pus ochii pe cineva. Că... e un băiat cu tatuaje, toți au tatuaje. Mihăiță, bună ziua! Că da. Despre tine este vorba. Nu! Ba da, mă, de Mihai. Mamă, de tine. El. Nu. Nu! Dorian. 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 De Dorian. Dorian. De Dorian. Nu. Da, el. El, Dorian, da, te place Antonia, ca să știi. Și Gianni, și Georgian. Da, da. Nicușor! Da, domnișoara Cristina. Ce faci, Nicușor? Suspin, domnișoara Cristina. După cine? După Gianina. A, încă? Să iubesc! Băi cum? Bă, Nicușor, de ce ai spus? Nicușor, da. De ce ai scris pe tocător? Pe ce e ăla? Era scris de mult. Acolo trebuie să-i... Eu am spus domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina. Da, mai apărut. Așa, Cristina. Auzi, Duțule, auzi, Nicolaș, ce spuneai? Că dacă nu mai vrea Duțu pe Iasmina, o iei tu? Așa, așa zis Nicolaș, că acum... acum merge pe Iasmina, o zis Nicolaș. Domnișoara Cristina. Iasmina, I love you. Așa stiga, Iasmina, I love you. Reacția Gianinei. Da, hai că vă închid. Rezolvați-vă voi problemele, că e mai bine așa. Bun. Adelina, nu ești prea fericită. O preferai pe Dian? Nu, neapărat nu. N-am... rău cu rău, dar cum să am ceva cu ea sau să... Am văzut cu cine a venit și mi-am dat seama că oricum... Bine, nu e ca și când au venit toate fetele cu Radu. Corect, corect. Acum... tocmai. Na. Aș vrea să vedem un material, pentru că în gală n-am apucat să-l vedem. O să-l vedem, după care discutăm. Să fiți atente, bine? Da. Hai. Voturi și aici nu-i vorba, n-am ajuns eu până la Adriana va fi votată din toate părțile și de fete. Dar nu a fost vorba de voturi, că pe mine până la urmă urmei ce am zis eu, că nu am fi corect. Dar poți să faci tu, să te ceri cât vrei, oricum fiecare votează ce vrea. Mai dar n-am treabă cu voturi, n-am treabă efectiv. Cu mine? Nu, nu cu tine. Dar mi-au zis numele de la baie. Măi, nu cu tine, pe de mine zisești. Am zis de faza cu Radu și de situația în sine. Că nu mi se pare normal să se facă... gen, nu bisericuțe, că acum oricum tu ești Laila, normal că-ți trebuie Laila ca tine, nu? Că doar nu îi lua una care să stai și tu să dansezi. Clar că-ți cauți persoane ca tine, gen, să da, dansează, să se distreze. Da, noi două suntem la fel și noi suntem prieteni. N-am o problemă cu asta, că suntem doi. Noi suntem prieteni ca așa vrem, nu poate să fie nici împotrivă, nici Adriana, nici nimeni. Eu sunt prietenă cu cine vreau. Atunci care-i problema ta? Asta nu știu. Pentru că te văd că ești întoarsă din cauza lui Radu. Eu? Vi se pare că sunt întoarsă? Așa crede ea, spune părere. Lasă tu, dacă ea așa crede. Zice că sunt eu întoarsă pe ea, că îi place ei de Radu. Nu știu ce te-au deranjat atât de tare. Dacă tu te duci, du-te. Al meu. Da, nu, că te-am simțit așa, dintr-o dată, gen... Că tu ce drăguț ai fost la început? Păi cu mine? La fel, dar când n-am avut timp, asta am ajuns acasă. Păi și ce vrei să facă? Să vină, să te pupe, să facă ce? Foada, eu chiar nu m-am comportat nici cum eu, jur că nu mi-am schimbat comportarea. Dar te-a văzut ea ceva. Nici Radu nici măcar nu s-a apropiat de ea ca să aibă vreun motiv, sincer. Aș putea să fiu cu Adriana așa, dar n-am fost nici cu Adriana sau niciodată. Cu mine. Sau cu tine, tocmai. M-am să vreodată ce vreau. Ce știu eu? Păi de, dacă o zici de Radu, gen, o zici de Radu, măi. N-auzi că azi că stabieri, ce azi de Radu, nu mai îmbărligași tu. Nu că o zis că de azi când o zis sunt de Radu. Și fata se simte oricum dată la o parte. Păi și ce? Poate vrea prieteni, vrea... Băgați-o și pe ea în seamă. Dar păi, păi cine eu că n-am jucat ca să mă pun în pana în chip de nimic. Păi dar noi să telefon, stau alea și mă culc. Stai un pic, ea poate caută să aseară, vorbiți. Am spus, am venit jos. Uite, aseară, ele prietena mea, nici măcar nu m-a chemat jos. Am venit singură că așa am vrut. Te-am chemat. Am fost. Nu înțeleg care e problema este. Atâta ce eu n-am făcut așa ceva, n-am povestit așa ceva viața mea. Eu eram la baie și mi-au zis numele. Da, fată, nu știu, s-o simțit ea. Fată, dar m-am cumpărat. Eu credeam când am ajuns aici că vorbește de mine cu
cu tine, dar eu nu am nimic, ca frate. Eu, dacă aș avea ceva, ar fi cu Alex, dar nu cu ea. Ce treabă are? Chestia asta... Da, fă, să ce cu tine? Nu am pus ușoare. Dar nici n-am vorbit de ea. Cred că vrea scandal și nu știe cu cine. E, ce să zic, și-a găsit cu cine. Odio. Odio. Asta când zice odio, deja mor. Odio. Nu știu, eu nu am nimic. N-aș putea să am ceva. Adică și cu omul ăla, dacă... Ar fi cine și de Alex, dar nu da, de mine. Da, și eu când am intrat aici, zic, fată, de cine vorbesc cu tine? Eu am crezut că vorbește de mine. Nu, fată, nu am crezut de mine. Și am avut senzația, tot la fel la început. Păi am crezut zis că să de... vă spună ce are de spus. Ce? Da, așa a făcut bine. Să vă spună ce are de spus. Da, mă, eu am întrebat-o, am văzut-o că bombă ne aici și am zis, ce-i baiu? Da, și eu am auzit-o. Nimic, e mentolată? Da. Ce, ce vreau mentolată? Nimica, că nu știu ce. Și am zis, nu, bine, ce vrei să zic eu ție? Fereastră. Nu. Ce să-i zic eu ei? Ai de furcă, Adelina. Vrei? Da. Adelina. Da, ce să ai de furcă? Ce să am fac de furcă? Că să-i frică mie de asta? Da, tu câte furcă are de dus. Ce să-ți povestesc? E urât. Ți s-au părut ei mânșuri de asta, probabil. Ai panicată că da, sunt minorile la parte. Asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm pe unde mă duc eu și Adelina, trebuie să o chemăm și pe ea. Un fel de asta au zis-o. Nu? Da. N-am înțeles tot discursul, m-am dus la baie, am venit, am intrat, vorbea cu Adriana, nu știu. Eu m-am prins numai o fază acum. Aveți de furcă. Eu n-am, mă doare undeva, dacă îi pun acolo, îi zic. Ce vrea? Mi-a să râd. Dar nu ai făcut nimica. Fata, mă jur. Nici măcar o vorbă pe dos, că cu Elena aia chiar am făcut de la început, că am avut o chef de Caterinca și am făcut la mișto la început. Că vezi, că treaba ta, vezi cum te pui, că gen din asta, dar ei mi-am zis, fată, nimic. Și am și vorbit cu ea despre iubiții, despre alea. Mi-e sănătoasă la... Mă jur că am vorbit. Chiar m-am comportat, a spus și noi în prima seară. Da, am fost în prima seară toată. Eu n-am fost în prima seară pentru că nici în a doua. M-am intrat. Hai că nu iau pe ele în brațe, dar o să iau pe ea. Ce zi, Val? O și pupai. Eu chiar poate dai corect, nu? Și frumos. Nu? Puțin ironic, dar merge. A, păi și tu, Adriana, ce zi? Vreau te spun ce vor. Zi. Nu am avut nimic cu ea, chiar a exagerat și nu m-am îndepărtat sau ce spunea. Într-adevăr, când a venit prima dată, în prima seară, am stat toate. Am chemat-o, oarecum, am integrat-o cu noi, că era singură. Am discutat toate, am mâncat împreună, am povestit și zilele următoare, automat, am fost obosite și nu am mai stat, nici măcar noi între noi. N-am mai stat. Cum, da. Da, la fel. Alina, am văzut că făceai niște presupuneri cum ar fi pusă de staff. Niciodată stafful nu se implică în treburile voastre. Vorbești despre staff, vorbești despre mine pe furiș. Aici, fățiș, nu prea spui lucruri. De ce? Păi eu i-am spus Dianei, ai făcut-o tu? Ea a zis că da, a făcut-o din ambiție și am zis, te-a pus stafful. Ea a zis nu. Eu păi am pe tine te-a pus vreodată stafful să faci ceva pe nu. Voi, pe vreuna dintre voi? Sau eu? Păi și am zis, Diana, de ce ai făcut? Bun, dar te întreb, și-a dacă zis, pe voi nu vă pun... Mi s-a părut urât. Da. Eram acolo în spațiu și chiar vorbeam. Mi s-a părut urât că a refuzat-o pe Elena. Și am făcut întrebarea, da. Te-a pus staff-ul? A făcut ceva staff-ul? Păi staff-ul vă pune să faceți lucruri urâte? A, nu. Pe mine nu. I-am făcut eu întrebarea. Și pe ea de ce ar pune să facă? I-am făcut întrebarea. I-am pus întrebarea. I-am pus întrebarea. Da. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.